decizie pentru cei care au muncit în condiții deosebite. Ce pensii vor primi după recalculare? Vestea zilei pentru cei care au muncit în condiții deosebite grele. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a făcut marele anunț despre recalcularea pensiilor. Recalcularea pensiilor. Cei care lucrează în condiții speciale și deosebite și-au păstrat drepturile. Pensionarii vese recalcularea pensiilor. Scor 1-0. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a dat asigurări că cei care lucrează în condiții speciale și deosebite și-au păstrat drepturile obținute conform vechilor legi. În continuare, și în legea NR360-2023, aceste condiții speciale și deosebite de lucru vor fi menținute până în anul 2035 chiar dacă s-a solicitat eliminarea posibilităților de pensionare anticipată, inclusiv a acestor condiții. Cerințele nu au fost impuse de guvernul Ciolacu, de Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau de Casa Națională de Pensii Publice, CNPP, ci de cei care au negociat și semnat în numele României Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Aceste condiții au trebuit respectate, dar drepturile câștigate de toate categoriile inclusiv cele ale minierilor, siderurgiștilor și celor din zonele de radiații, au fost menținute, ceea ce explică de ce cuantumul plăților rămâne același. Noul cadru legal păstrează condițiile speciale, dar legea se aplică după o nouă formulă. Noul cadru legal păstrează condițiile speciale și deosebite, dar legea se aplică acum după o nouă formulă. Această formulă are scopul de a aduce un echilibru între pensionari, inclusiv între cei care ar fi meritat o pensie mai mare, dar nu au și cei care beneficiază de o pensie mai mare, deși au muncit în aceleași condiții ca alții care primesc un cuantum mai mic al pensiei. În cazul în care recalcularea duce la un cuantum mai mic, se va menține cuantumul actual în plată. Legea prevede, la articolul 84, aliniatul 3, că valoarea punctului de referință se va majora anual cu inflația plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, ceea ce înseamnă că toate pensiile vor continua să beneficieze de majorări. Dacă un pensionar are un quantum de 4.000 de lei rămas în plată și, după recalculare, acesta este de 3.900 de lei, pensionarul va beneficia totuși de majorarea prevăzută pentru luna ianuarie nu trebuie generalizată situația pensionarilor, ci trebuie analizat cazul fiecăruia în parte. Din punctul ei de vedere, este important ca pensionarii să-și păstreze același cuantum în plată, astfel încât cei care ar fi meritat aceleași drepturi ca cei care au beneficiat deja de avantaje suplimentare să fie tratați echitabil. Când va avea loc următoarea majorare de pensii? Ea a adus în discuție și inechitățile create de indicele de corecție, întrebând retoric dacă este corect ca un pensionar ieșit la pensie după 2011 să beneficieze de un indice de corecție, în timp ce ceilalți pensionari care au ieșit la pensie conform legilor în vigoare între anii 1966 și 2011 nu au acest beneficiu. În noua lege a pensiilor, indicele de corecție nu mai există. Datorită acestei schimbări, Contează contributivitatea, numărul de ani lucrați și perioadele suplimentare, cum ar fi studiile universitare sau serviciul militar. Ea a fost întrebată cât ar trebui să aștepte cei care au ieșit la pensie pe legi speciale până la următoarea majorare. Depinde de la caz la caz, v-am spus și mai devreme. Depinde care este situația pensionarului cu privire la drepturile de care a beneficiat anterior și sigur depinde și de valoarea majorărilor pe care le vom avea. Anul viitor știm deja că vom avea o majorare care pleacă de la 10,4% cât este inflația cunoscută în 2023, la care vom avea și celălalt indicator de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Cel puțin 10,4% vom avea creșterile din ianuarie. Și aici este un aspect important al noii legi și un aspect pe care ar trebui să-l cunoaștem și să-l apreciăm cu toții, fiindcă au fost ani între 2009 și 2013, 2020-2021, ani în care nu am avut majorări ale pensiilor sau au fost majorate în luna septembrie, de exemplu în 2020. Pe noua lege, toți pensionarii trebuie să știe clar faptul că în fiecare an, în luna ianuarie, începând cu luna ianuarie, pensiile dânșilor vor fi majorate, datorită faptului că avem în lege articolul 84, aliniatul 3 care prevede acest lucru a explicat ea sâmbătă în cadrul emisiunii TV Insider Politic u de la Prima TV